siguranță noi, cei de acum ceva luni, pe o vreme ca asta, nu am fi ieșit din dubă, din casă, n-am fi pornit la drum, însă... Însă, pentru că de curând am apărut într-un interviu la Hot News alături de alte patru cupluri... Nomade. Practic, nomadia și van life-ul. Dacă tot ne-am cunoscut acolo în articol, am vorbit și am zis, băi, hai să ne cunoaștem și face-to-face. O parte din noi, așa că ne îndreptăm spre Cerna Sat, unde am stabilit că ne vom întâlni și abia așteptăm să-i cunoaștem. Sper ca și vremea să fie cu noi. Cel puțin acolo, mă gândesc doar la cât nemul o să fie. Dar cu siguranță va ieși soarele, nu avem nicio emoție. Cel puțin în sufletele noastre. Și dacă nu va fi cu soare, măcar să fie cu voie bună. Clar. Așa, dar cred că aici n-a plouat, pare destul de uscată șoseaua și e mult soare, doamne ajută să fie. Scrie și ceva pe acolo. Deci sperăm că e potabilă. E destul de... E water drink. A, water drink? A, ok. Apă, water drink. Drink, deci e bună. Dacă de băut. Apă, water drink? E drink. Și aici avem taraba cu apă. A, și oare e cu plată sau fără plată? E fără... Nu e cu plată. Nu e cu plată. O cangelă. Uite, mai auzi. Mai avem cam 10 km până la destinație și suntem blocați un pic de o turmă de... Uite pe ăsta, ce pupăzi, uite. Fără ăsta, pupăz? Asta ce mai are e, fără codiță? Poate ești râdă cu ursul? Am zis că mergem în spatele lor, doar că durează și turma e mare. Și tot cioban se numește? Cioban, da. Cioban a fost amabil și a zis că ne face loc ca să trecem pe lângă ele. Asta mic e... Să-i acuvințe-l. Asta e mascota curpufos.
și sunt și niște măgari. Măgăruși, cred că, în față. Da, care... Brânza? Bagajele, ce e de dus la stână. Te duc la stână? Da. Și nu sunt toi, sunt și căprițe, nu? Astea cu carnece sunt. La munte. Astea cu... Oi și capre, da. Capre. E turmă mixtă. Ai grijă de asta, gărbetice. Uite-l măgăruș. Măgăruș! Am ajuns la locul faptei. Acum se pare că suntem primii. E foarte frumos în partea aia, o să vă arătăm când o să mergem. Cred că sunt multe trasee și arată foarte bine. Deocamdată îi așteptăm și pe ceilalți să vină. Și luăm o mică cină improvizată. Romantică! Nu e o cină, e o gustărică, e între mese așa gen. Nu, misilica între eu? Mizilic. Antipasti? Anti... Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Ce-i pentru dulceață? Trezit înaintea mea ca de obicei. Ne-am trezit singur, n-avea nimeni. Euge, tu zice, ce ești așa? Supărată. Zic, sunt tristă că ești că l-am așteptat pe Moș Crăciun să vină copiii, n-au venit, am adormit. Pe la 10 și ceva am adormit și pe la 11, cam așa, pe la 11 am auzit o mașină. Zic, wow, au venit copiii, dar eram așa adormit încât am zis, lasă că ne vedem mâine. Și acum m-am trezit pe la 7 să văd mașinuțele și nu e nimeni în parcare. Ce s-a fi întâmplat? Nu le-a plăcut de nume. De numărul nostru de matriculare și au plecat. Nu, cred că nu ne-am găsit. Cred că au parcat altundeva. Sper. Trebuie să mergem în recunoaștere. Sau într-un loc cu semnal. Coordonatele aici au fost... A fost destul de frigut aseară. Am dormit aici și când ne-am trezit, nicio mașină în jur, am crezut că n-au venit... copii cânt colo. Au venit azi noapte și s-au parcat acolo. Acum așteptăm să trezească și ei ca să ne reunim. Nu știu pe unde au intrat acolo, că e o zonă destul de probabil pe aici pe jos. În fine, e foarte frumoasă zona. Dintre noi o cere mai mult, șubii sau noi, dar iar am ajuns cu șubii pe un drum super, super accidentat. Sper să fie bine. E bine? Mitic. E mai chinuită ca data trecută sau? Nu. Momentan? Momentan nu. E... Să vedem ce urmează, că e un drum destul de...
sunteți voi de aici din spatele care e din spate, care nu mi s-a făcut rău. Rămas. Am înțeles că o să avem noroc să dormim aici, că este un loc așa super lin, așa că Doamne ajută. Super îngust. Ah, să nu atingă jos. Aici? Păi nu știu, îmi zicea Andrei că merge să vadă. Poftim? Dar ce ai mai fost pe aici? Am fost, da. Te-ai coborât până la apă? Când am făcut prima oară, un weekend întreg am mâncat doar pizza. A fost și singur. Da. Și am mâncat doar pizza tot weekendul. Da, da. De două ori pe zi. Și la după cealaltă se întâmplă găteală de outdoor. De outdoor cooking. Bine ai venit. Ce se gătește aici? Avem niște chifteluțe de dovlecel și cartofi noi. Șef Andrei, ce gătim în seara asta? Am pus aici frumos toate condimentele, acum începem să le prăjim. După aia le băgăm la masă. Exact. Deci, cartofii sunt gata. Ia pac, să vedem. Pac. Ceva cartofi semi-prăjiți, semi-fierți. O bucătărie foarte elegantă. Exact. De off-road. Nu
Ta-ra! Gata. Bun. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.